mai, primul lucru mai caracteriza venirea ta de Cluj? Te așteptai la un moment dat? Una foarte bună și sper să fie de bun augur venirea mea aici. Să realizăm cât mai mult împreună, să joc cât mai bine, să câștigăm fiecare meci. E un pas înainte pentru tine sau? Pentru mine e un pas înainte, de un an jumate n-am jucat, am jucat 3 meciuri și sper să joc cât mai mult aici și să-mi fac datoria cât mai bine. Ce șanse crezi că are Bandurii să-și îndeplinească la obiectiv? Șanse foarte mari, avem o echipă bună, avem echipă foarte bună și sperăm să câștigăm fiecare meci. Cu cine ai vorbit înainte să fii? Cu antrenorul, cu președintele? Cu cine? Am vorbit cu domnul președinte, după aia cu antrenorul și cu restul colegilor care am fost la Chiajna împreună. Locul 4 poate pare cel mai accesibil în condițiile în care stau Petrolul și Astra. De ce nu și mai sus? Și mai sus se poate. E concurența mare și aici. Destul de ocupat. Exact. Mericu. Cum vezi lupta asta? Acum, după perioada asta de pregătire, vedem cine... Cine se pregătește mai bine, cine decide antrenorul. Eu am fost să fac datoria la antrenamente, cât mai bine pot, cu cât pot mai bine. Și sper să joc, că de asta am venit. Ceva regrete față de Steaua când te-au pus să joci mai mult? N-am regrete. Le mulțumesc că mi-a oferit șansa să mă vindec după accidentarea care am avut-o, foarte gravă. Și asta este, poate pe viitor. O să fie Steaua sau mai sus, sperăm. Acum ai probleme? Ești? Acum sunt foarte bine. Cum va fi în aceste două stagii? Primul stagiu va fi foarte greu și al doilea sperăm să fie un pic mai ușor. Unde sper să faci pasul mai departe de la Pandurii? Unde sper? În străinătate? Te-ar tenta? Nu știu, întâi trebuie să-mi fac aici datoria cât mai bine și după aia vom vedea.